Hibridul Neymarovic, Ibra, Neymar, Lucas, Ramos, David, Luiz, ce echipă într-un dintre cele mai OP sisteme din FIFA 15, 4-3-2-1, haideți să dăm două meciuri. O să joc în Divizia 1, mai am nevoie de o victorie și un egal pentru a câștiga prima ligă. Echipă de seria, unicul, regele Dumbia în atac, îmi repete, vezi și Pirlo. Bun, ne recuperăm repede prin Sergio Busquets, mingea la Lucas, Rafinha, Corabona, spre Ramos, Sergio Ramos la Busquets, convinge printre spre Neymar, Neymar în careu cu centrarea Ibra Cadabra, gol, Zlatan Ibrahimovic lucrează cu o lovitură de cap. Marcăm în minutul 2, așa ceva, senzație. Sirigu, acum bate altul de poartă, David Luiz la Ramos, spre Dani Alves, în bandă, Dani Alves la Rafinha, acolo cu un dribbling, înapoi la brazilian, Dani Alves spre Ibracadabra, care face prima bună, Ibracadabra în careu cu un dribbling și gol! Zlatan Ibrahimovic, ololololo, ce gol marchează Zlatan! O, ce dribbling acolo și ce șut, ești nebun? Ia uite-l, cum trece și direct bară gol cu stângul, incredibil. Alba, acum spre Ramos, Sergio Ramos, la Rafinha, Isco, combinăm excelent meciul ăsta. Ibra, spre Isco, din nou Lucas, Lucas se întoarce și penalti! Bun, Lucas... A învățat de la Neymar, ia uite cum își lasă el piciorul acolo. Băi, e bun și Neymar ăsta la ceva, te învață cum să obții penalti. Bate Ibra și gol! Zlatan reușește hat-trick-ul în 15 minute. Un fel de mini cheșeru așa. Stați așa că vine Dumbia. Da, nu, nicio șansă acolo, nici cu TV, stai. Da, sigur. Sigur, da, Dumbia cu stângul așa. Ololo, îl bagă pe Ibarbo la pauză, serios. Iese Pirlo și intră Ibarbo, ce schimbare. Doi jucători total opuși. Neymar acum cu un dribbling, trece de doi jucători. Combinăm acum cu brazilienii noștri. Rafinha la centru, perfect, la Neymar, Lucas, Rafinha, Ibra, ce combinații și cu șutul. A fost așa de aproape. Ibra acum în flancul drept la Lucas, înapoi la Ibra, Rafinha, ce pasă bună și Ibra, vară, dar vine Neymar și dă gol Neymar. Numai lui Tănase îi mai sare mingea așa. Așa ceva incredibil, dar totuși este gol, un gol vincinos pentru Neymar, vrea Ibra să dea 4 goluri. Asta este Ibarbo acum. Stați așa, Ibarbo trece, nu, Ramos, perfect și ce? Bun, fault în atac. Guarin spre Tevez, acum la Nainggolan, în careu, nu, însă e bine Sergio Ramos acolo, nu cred, eSports, ai fiar de vierile să mă fie. Tevez acum spre Dumbia, Ibarbo, nu, însă David Luiz acolo, excelent, David Luiz acum, excelent, printre doi, cei doi monștri, Ibarbo și Dumbia. Combinăm acum prin Busquets, Lucas, Ibrahimovic, Lucas, din nou, tiki-taka, Barcelona, Neymar spre Ibra, sare mingea acolo și Ibra, gol! Zlatan face 5-1, al patrulea gol al său din meciul ăsta, sare și la mine mingea în sfârșit, ce bine e să sare și ție mingea. Dani Alves în flancul stâng, vine acolo cu două driblinguri. Și mingea la Ibra, Ibra merge la careului, Ibra cu șutul, apără însă Handanovic. Așa ceva, însă sare mingea la mine și... Miroase a umilință. Ce pasă de Neymar. Da, așa, 6-1, epic 6, maxim 6 goluri într-un match. Și este gata meciul, primul meci 6-1 și mai trebuie un punct să iau titlul. Oh, stați așa că nu e așa, îl are pe Ibra, echipă de lingon, mai sunt David Luiz și Thiago Silva, n-o să fie ușor. Thiago Silva spre Matuidi, însă vine bine Sergio Busquets la brazilianul nostru Lucas. Lucas spre Ibra, cadabra, Ibra, aproape, ce bine a stat cu David Luiz acolo.
Ibra aproape de primul gol. Corner acum, batem la Ibra. Ibra cu dribling acolo. Ibra face ce vrea și nu apără Sirigu. Salvează italianul. La Sina Traore spre Lucas a lui. Are și el un Lucas, bineînțeles. Schimbă partea spre La Viață. La Viață în care eu nu vine acolo, însă vine. Ce se întâmplă? Ce înseamnă asta? Deci mereu aceeași poveste. Sare mingea la el de 100 de ori ca să dea gol. Poate o fi Ibra asta prea OP, nu înțeleg. Ia uitați, o dată, de două ori. E sportsa. Neymar spre Lucas al meu, se întoarce bine acolo. Ibra se întoarce și el, excelent. Și Neymar, Neymar, gol, nu, nu, nu. Sirigu s-a dopat, l-a dopat pe Sirigu. Bun, recuperăm aici prin Ramos spre Ibra la centru cu un heel to heel. Nu am cu cine să pasez, e incredibil așa ceva. Neymar acum schimbă partea, totuși îl găsește pe Lucas. Lucas cu centrarea, sare mingea acolo, Neymar, Neymar, gol! Neymar marchează și egalăm. Cât a durat, mamă, frate, cât am ratat meciul ăsta, însă în sfârșit vine Neymar de nicăieri și marchează. Sare și la mine, ce frumos, iau. Ce luptă acolo. Minge acum la Neymar, din prima la Lucas și Ibra în careu. Ibra, ce execuție pe Ibra. Era golul mileniului ăsta, golul secolului. Senzație ce călcâi a dat acolo Ibra. Ibra acum convinge printre, perfectă la Lucas. Lucas la marginea careului, intră în careu și Neymar cu călcâi. Dar îi vine Ibra, nu, bă, Sirigu, ce i-ați dat lui Sirigu ăsta? Trebuie să fac niște schimbări, trebuie să intre regele Dumbia, să dai el lovitura, că băieții ăștia nu pot. Intră arma secretă, Dumbia asta, genial. Xavi acum spre regele Dumbia, înapoi la Ibra, din nou Dumbia. Haide, regele Africii are culoare acolo, du-te Dumbia, du-te, dică, du-te. Du-te Dumbia, fața lui 2-1 și s-a blocat. A dat alte 4, senzațional. Nu cred că a dat alte 4 înainte să intre mingea. Stai, nu cred că mi se întâmplă din nou, serios. Nu mi s-a pus victoria, băi, deci ce să le mai fac la ăștia de la EA Sports? Incredibil, l-am trimis și pe Relache după ei, tot nimic, băi, deci îmi imaginez că teoria lor sună cam așa. Noi, ca și companie, nu putem să creăm un joc normal. Trebuie să avem bucuri, greșele ale portarilor și multe alte probleme. Nu ne putem ocupa de ele pentru că avem lucruri mult mai importante de făcut, precum introducerea fotbalului feminin în joc. Pentru că noi suntem un grup independent. Așa ceva, deci mă jur, nu mai pot cu ăștia, frate. Ca de obicei, dacă v-a plăcut video-ul ăsta, nu uitați să lăsați un like. Eu recomand echipa asta, este genială. Ibra este unul dintre cei mai buni atacanți din FIFA 15 pe Ultimate Team, a rămas, chiar dacă i-au tăiat o stea la dribbling. Urmează neapiții miercuri joi. Eu am fost Teo, ne vedem data viitoare.